Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi o să vă arăt SUV-uri și mașini din Germania pentru toate buzunarele. O să vedeți imediat, am selectat o gamă foarte diversificată. Prețurile încep de la 1000 de euro și ajung până pe la vreo 20-30 de mii de euro. Deci, cum vă spuneam, o gamă extrem de diversificată. Dacă nu sunteți abonați, nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și dacă vreți să mai fac videoclipuri asemănătoare, să dați un like la acest videoclip. Sunt curios la final ce mașină o să vă alegeți, o să aștept comentariul vostru puțin mai jos. Skoda de față vine cu jantele originale pe 17, interiorul arată foarte bine, are scaune din piele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze DSG. Deci este o Skoda superb, foarte bine echipată, are și farurile cu xenon, inspecția tehnică este nouă, le se pot scoate numele provizorii din Germania, cu siguranță este un superb care merită cumpărat. Este din 2011, are motorul de 2000 diesel 170 de cai, 173.000 de kilometri, iar prețul a fost redus la 6.300 de euro. Ce spuneți, ar merita cumpărat sau nu? Primul SUV pe astăzi ar fi acest Audi Q5 din 2017, care a avut doar un singur proprietar. Toate reviziile au fost făcute la reprezentanța Audi, deci poți să fii sigur că îți cumperi un Q5 într-o stare foarte bună. O să vedeți, are un număr decent de kilometri pentru o mașină din 2017. Normal, are stopuri pe LED, tracțiune 4, senzor de parcare față-spate. Interiorul arată foarte bine, cadotări vine cu încălzire în scaune, clima automată pe 3 zone, navigație, cutie de viteze S-Tronic cu padele pe volan, comenzi pe volan, pilot automat. Deci na, este un Q5 decent echipat, are jantele originale pe 17, cu anvelope de vară în stare bună, farurile cu xenon, inspecția tehnică este nouă, se oferă și garanție pe mașină. Deci cum vă spuneam, este un Q5 super ok. Are motorul de 2000 diesel 190 de cai, 109.000 de kilometri, este Euro 6, iar acum aș vrea să-mi lăsați în comentarii dacă merită 26.000 de euro. Aveți și seria de șasiu dacă vreți să o verificați. Aici avem un Opel Astra din 2015, clar este o mașină foarte bună dacă nu dispui de un buget mare și vrei o mașină care să fie relativ nouă. Din punct de vedere al designului, este o mașină care mie cel puțin îmi place și în plus de asta o să vedeți, vine cu un motor care după părerea mea este ok. L-am avut și eu și personal pot să îl recomand. Vedeți și voi, mașina la exterior arată foarte, foarte bine. Cam așa arată în interior. Cadotări vine cu aer condiționat, senzor de ploaie și de lumină, două geamuri electrice, deci din punct de vedere al dotărilor este un Opel Astra destul de standard, are și jante din tablă pe 15, cu anvelope na, destul de ok. Repet, este un Opel Astra standard, dar nici prețul nu este mare pentru o mașină care totuși este din 2015. Vine cu motorul de 1.6 benzină 116 cai, are 170.000 de kilometri, tiuful din păcate este expirat, iar prețul este de 4.000 de euro. Ce spuneți, merită? Aici avem o Mazda CX-5 din 2012, care o să vedeți imediat este aproape nouă, adică are un număr redus de kilometri, a avut doar doi proprietari, se află într-o stare foarte bună, iar din punct de vedere al dotărilor este o Mazda CX-5 bine echipată. Are tracțiune integrală, senzor de parcare față-spate, deci na, este un SUV exact cum ți-ai dori. Vine cu jantele originale pe 18, cu anvelope de vară în stare destul de bună. Interiorul este foarte întreținut, cadotări vine cu clima automată pe două zone, scaune din piele încălzite, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, are și cutie de viteze automată, faruri cu xenon adaptive, adică și virează în curbe. Este o Mazda CX-5 foarte bine echipată, are inspecția tehnică nouă, de se pot scoate numere provizorii. Vine cu motorul de 2.2 diesel de 175 de cai, este Euro 5, are doar 48.000 de kilometri, tiuful este valabil până în 2022, iar acum vreau să-mi lăsați în comentarii dacă merită 12.000 de euro. Aici avem o Renault Megane din 2017, este o mașină foarte bună dacă dispui de un buget între 8.000 și 11.000 de euro. O să vedeți, Renault-ul de față chiar are un preț destul de bun pentru simplul fapt că na, are și ceva kilometri. O să vedeți imediat. În orice caz, este o mașină interesantă care na, ar putea ajunge în România cu un kilometraj mai mic, pentru că vedeți și voi, la exterior mașina chiar arată bine.
Interiorul arată super ok pentru kilometrii pe care are, vine cu scaunele confort încălzite, clima automată pe două zone, navigație, cutie de viteze automată, comenzi pe volan, deci este un Renault bine echipat, are jantele originale pe 16, cu anvelope în stare bună, da, este un Renault Megane care nici de cum nu ai spune că are 230.000 de kilometri. Este o mașină care într-adevăr a rulat ceva. Vine cu renumitul motor de 1.5 DCI 110 cai, este Euro 6, are 233.000 de kilometri, iar acum aș vrea să-mi lăsați în comentarii dacă ați da 8.800 de euro. Aveți aici și seria de șasiu dacă vreți să o verificați. Aici avem un Ford Edge din 2016, care într-adevăr este un SUV ceva mai special de la Ford. Sincer să vă spun, sunt foarte puține puse la vânzare, deci mașina asta cred că este a treia sau a patra pe care o văd, dar într-adevăr este un SUV care arată bine, doar că singurul dezavantaj la mașina asta a fost că prețul ei de nouă era destul de mare, adică cu siguranță aveai alternative mult, mult mai bune. Interiorul arată ca nou, iar ca dotări avem scaune semipiele încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, lane assist, normal, pilot automat. Vine cu jantele originale pe 19, cu anvelope de vară în stare foarte bună, la fel și discurile și plăcuțele sunt ok. Are farurile full LED, senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort, tracțiune 4x4. Vine cu motorul de 2000 diesel Euro 6 de 180 de cai, are doar 60.000 de kilometri, iar prețul este de 26.000 de euro. Se oferă și garanție pe mașină. Într-adevăr, acum ar merita cumpărat. Aici avem un BMW seria 3 din 2020, deci este ultimul model de seria 3, care în momentul de față într-adevăr are un preț puțin mai ridicat, na, până la urmă este un BMW, dar peste câțiva ani o să-l putem cumpăra și pe acesta la 12.000, 13.000, 14.000 de euro, dar cu siguranță o să merite, pentru că, na, este cu totul altceva, arată foarte bine. Interiorul este ca nou, cadotor vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, cutie de viteze automată, deci da, este un seria 3 bine echipat, are și farurile full LED, senzor de parcare față-spate, normal, se oferă și garanție pe mașină, fiind aproape nouă. Vine cu motorul de 2000 diesel mild hybrid de 190 de cai, sunt foarte curios ce probleme vor apărea în timp, are doar 19.000 de kilometri, iar prețul este de 34.000 de euro 500. Următorul SUV ar fi acest Subaru Forester din 2013, care o să vedeți imediat este destul de bine echipat, adică cu siguranță dacă vrei un SUV între 8.000 și 11.000, 12.000 de euro, ai face o alegere foarte bună cumpărându-ți un Forester ca acesta. Normal, are și tracțiune 4x4 și nu știu dacă vedeți, culoarea de la exterior este ceva mai specială. Cam așa arată în interior, vine cu scaune din piele încălzite, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, are și trapă panoramică, normal, senzor de ploaie și de lumină, deci este un Forester bine echipat. Vine cu niște jante aftermarket pe 17, cu anvelope în stare destul de bună, la fel și discurile și plăcuțele sunt ok. Inspecția tehnică este valabilă până în luna iunie 2022, deci se pot scoate numere din Germania. Are motorul de 2000 diesel de 150 de cai, este Euro 5, doar 90.000 de kilometri, iar prețul este de 12.000 de euro, deci un preț destul de decent. Aici avem o Skoda Fabia din 2003, deci dacă ai un buget de până într-o 1000 de euro, eu zic că ai face o alegere foarte bună cumpărând o Skoda Fabia ca aceasta. După cum vedeți, la exterior, pentru o mașină din 2003, eu zic că arată destul de decent, adică cel mai important lucru ar fi că nu prea are rugină sau poate are doar punctulețe extrem, extrem de mici. Vine cu jante pe 14, cu anvelope de iarnă în stare bună. Cam așa arată în interior, cadotor vine cu aer condiționat, două geamuri electrice, computer de bord și cam atât. Deci na, este o mașină destul de standard, dar nici prețul cerut, o să vedeți imediat, nu este mare. Deci ca mașină pentru oraș sau chiar și pentru un începător, eu zic că ar fi super ok. Vine cu motorul de 1.2 benzină de 55 de cai, are doar 78.000 de kilometri, iar prețul a fost redus la 750 de euro. Aici avem un Range Rover Sport din 2014,
într-adevăr este un SUV care arată foarte, foarte bine, adică totuși este un model care are 7 ani, dar cu toate astea nu ai spune nici de cum că, nu știu, este un model trecut, chiar arată foarte modern și după atâta timp și cel mai important lucru, s-a depreciat enorm, enorm de mult. Acest SUV de nou a costat peste 70-80 de mii de euro, iar în ziua de astăzi o să vedeți, îl puteți cumpăra la un preț mic. Pe partea de exterior, mașina arată destul de bine, mai are mici defecte de ordin estetic, până la urmă nu este nouă, sper că se vede aici, bara din spate este zgâriată, vine cu jantele originale pe 19, cu anvelope în stare destul de bună și discurile și plăcuțele de frână sunt destul de ok. Cam așa arată în interior, are scane din piele ventilate și încălzite și bancheta din spate este încălzită, clima automată pe 4 zone, navigație, comenzi pe volan, cutie de viteze automată cu padele pe volan și lista ar putea să continue până mâine, normal are și farurile Big Xenon, tracțiune 4x4, până la urmă este un Range Rover, deci un SUV de lux care v-am spus de nou a costat o grămadă de bani. Vine cu motorul de 4.4 diesel V8 de 340 de cai, are 198.000 de kilometri, iar prețul a fost redus la 27.000 de euro 700. Ce spuneți, ar merita sau nu? Știu, mai mulți dintre voi mi-a spus să caut un Passat CC, așa că am găsit mașina de față care este din 2014, deci avem parte de un CC facelift. Într-adevăr, în momentul de față ar merita să-ți cumperi un CC, pentru că este o mașină care arată foarte bine, arată premium, îmi place foarte mult spatele la CC-ul facelift, vine cu senzor de parcare față-spate, normal are și stopurile pe LED. Dacă vreți să vedeți cât costă o anumită mașină în Germania, puteți să-mi lăsați mai jos un comentariu. Mă puteți găsi și pe Instagram, acolo postez diferite poze. Interiorul arată foarte bine, are scaune sport încălzite, clima automată pe două zone, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, normal senzor de ploaie și de lumină. Deci este un Passat CC decent echipat, are și farurile cu Xenon. Sunt foarte curios ce mașină v-ați cumpăra din acest videoclip, aștept părerile voastre în comentarii. Are motorul de 2000 diesel 177 de cai, 160.000 de kilometri, iar acum vreau să lăsați în comentarii dacă ați da 11.500 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile, aștept părerile voastre și ne vedem data viitoare.